Pă, bună dimineața, retarzilor sociali! Da, avem o formă de retard social. Sunt acei manipulatori care au o părere extraordinar de bună despre sine. Au exemplu a ceea ce se întâmplă la TV, au exemplu milioanelor de bărbați care manipulează în fiecare zi femeile de lângă ele. Vezi, așa, e un amalgam. Prostia pe lângă prostie, prostia lui cu prostia. Știți că toți avem câte o prostie în noi. E o formă de prostie. Da. Fie că ne prostim noi, fie că nu lucrăm la acea prostie, fie că ne iau alții de proști, da? E o formă de prostie. În momentul în care noi ne lăsăm să fim luați de proști, da? O facem din diverse motive. Unii o fac din motive financiare, alții o fac din motive că nu au timp, alții o fac pentru că sunt prea obosiți. Dă-le răcșitea că m-a luat de proastă, n-are nimic. Dă-ți și director, am fost și luată de proastă. Da? Se merge mai departe. Pentru că asta este forma de prostie la care noi tindem. Și oricum toți suntem. Suntem o șlactă de proști și proaste. Și de ce fac toate lucrurile astea? Pentru că pe foarte mulți dintre voi vă spală creierul niște ipocriți și ipocrite care vă povestesc vouă că nu e ok să vi se spună adevărul în față. Eu o să vă las, la un moment dat, o să vă las un link în care o să vedeți fostul președinte american de culoare. Bă, mie îmi plac bărbații care gândesc. Bă, mie îmi plac bărbații care gândesc. Știi ce mai place dintre toți? Ăia care scot gândirea pe gură după ce au trecut-o prin filtrul rațiunii. Bă, îi ador. Fiar dacă vrei să te ador, adevărul doare când îl spui atunci. Tu probabil că o să mă năpădească. Lacrimi, trai în pula mea. De lacrimi. Da, pula aia de 47 de centimetri. Îmi bădrangează, am cumpărat la piesă de schimb. Ca să putem să ne tragem de șireturi, bă, să fim egali, adică echitabil. Da, nu e că vreau eu să am pulă, că nu îmi doresc. Da, ce să facem, că trebuie să ne tragem de și retur. Așa. Din atâtea, ăștia care vorbesc, iau nevoie de un limbaj colombian. Aoleu. Știi ce înseamnă tu? Ai deschis dicționarul? Și pentru alt cuvânt decât colocvial, da, și bă, ăștia care v-ați romanizat, ci că v-ați emancipat, de dracu, ești țigan. Ia uite la fața mea, țigan care doi de râd, rom dă cu doi de râd, pe bun. Deci, că ai trecut pe la școală. Aoleu. Aoleu, bactalo. Aoleu, bactalo, stă în gât. Unde-ți stă? Numărul lui Adam? Ha! Păi, știți că până la urmă, da, mie îmi plac de bărbați ăștia, știi, și care pe ei mi deranjează că ei recunosc că sunt țigani. Mm-hmm. Ce contează? Au BMW? Sau cine știe ce mașină? Super mișto? Tu, săracule! Ce ai? Datorii! Ce mai ai toată ziua? O mândrie! Și ce mai ai tu, fă, proastă, drag? Ce mai ai? Vai, mai zi, ce se blochează cu nimeni asta? Nu este psiholog și nici terapeut. Ce să-ți face, bă, cum vrei să-ți vorbesc terapeut? Vezi că măta și tactul e la fel de proastă ca și tine, din punct de vedere social. Deci, că sunteți o națiune de sociopați, care nu neapărat de sociopați, dar care faceți acțiuni sociopat. Un adunați între voi acolo și ce vorbiți? Discuții în care, ce faci, dragă, astăzi? Bine tu! Dar și în gând e ceva fuțul morții mătii.
în care era mai venită asta, oare când pleacă? A, pardon, nu vorbesc cu putus morții, morții, mă scuzați, e ceva de genul. Ia uite, mai a venit asta, așa, și să-l laudă. Și ce-am și-am mai luat mă astăzi? Dar și acum trebuie să stau să o ascult pe ea, nu? Oare să-i zic că am programare la dentist, că mă plimbă pe mine un bogătan, deși nu e adevărat, niciunul din asta nu este, ori că mă piși pe mine. Da, și, da, o să-i spun că mă duc să dau un telefon. Da, eu așa sunt o persoană de plină de limbaj colocvial. Bă, când vă căcați tot așa, aveți pe budă. Vă luați și mesajul și colocvialul cu voi și când nu iese, ce faceți? Te rog frumos, stimabile, fecală. Stimată fecală. Ești atât de drăguță și cooperantă încât mă ajut și pe mine să nu mă constip, să nu ajung la spital, pentru o clismă, nu că clisma cred că nu mi trebuie să găsesc un cuvânt, la aceste activități. Da. Ce să faci? Vrei să meștim? Spalarea borticurului vrei, așa să zici, că e la noi de acolo, că noi nu-i, că noi ne-am emancipat și ne-am globalizat. Care v-a să zic colocvial, vă pupi bască, vreți să aveți și meritați. Dacă ipocriți sunteți, ipocriți să aveți, să și vă înconjur. Dacă sunteți pe bunii, numai de oameni pe bunii să aveți parte tarighinii pe viața asta. Vă pup pe bască. Dacă n-aveți, e trist. Să vă faceți una. Vedeți că și femeile poartă bască. Și pălăriei de soare.